La numai o zi distanță de la aflarea deciziei de excludere din cursa pentru alegeri, consilierul județean Marius Fenichiu a anunțat că își va da demisia din partid și că va candida ca independent la alegerile din 2016. Începând de astăzi, o să nu mai sunt membru, nu voi mai fi membru PNL, îmi dau demisia în mod public din toate funcțiile de conducere și din calitatea de membru PNL, pentru că în acest moment PNL-ul nu mă mai reprezintă. Voi candida cu siguranță independent. Ce șanse credeți că aveți să-și candidați? În acest moment sau la momentul desfășurării alegerilor? La momentul desfășurării. Cred că o să câștig primăria Ploiești. Marius Fenichiu a lansat acuzații grave la adresa PNL Prahova după ce i s-a impus să plătească un sondaj de departajare între el și Andrei Volosevici pentru fotoliul de primar. Mi-au cerut 4.000 de euro. Domnul Andrei Volosevici a spus că îi dă, aseară s-a afirmat în ședință că i-a și dat, iar eu, pentru că am spus că îmi dau acești 4.000 de euro, nici măcar nu am mai fost luat în calcul. Nu mă mai reprezintă și nu mă mai regăsesc într-un partid în care banul a devenit unicul criteriu de selecție pentru a fi candidat la funcția de primar al unui municipiu de talia Ploieștiului. Criteriu care nu exista în statutul partidului, dar care a fost impus discreționar și prin nesocotirea celor mai elementare reguli de bun simț de către conducerea centrală a PNL, cât și de către conducerea PNL Prahova, a scris consilierul județean pe blogul său personal. Viitorul candidat independent a mai declarat că la această oră PNL Prahova este o structură mafiotă. Ba chiar mai mult decât atât, spune că s-au făcut anumite presiuni asupra lui pentru a renunța la cursa electorală în schimbul funcției de prefect al județului Prahova. S-au făcut presiuni repetate asupra mea, chiar dacă la un nivel civilizat de dialog, dar tot presiune o numesc, de a mă retrage în această cursă, sugerându-mi se că voi primi diferite funcții în administrație în momentul în care intrăm la guvernare. Ce înseamnă presiuni și ce funcții? Începând de la funcția de prefect. Întrebat de jurnaliști cine a făcut această propunere, Marius Fenichiu a refuzat să nominalizeze persoana care jonglează cu funcțiile din orașul Ploiești.